cele mai vii legate de copilărie și de satul natal? Tot timpul, de ce vârstă crești, devii mai nostalgic și îți aduce aminte mai mult unde ai trăit, pe unde ai trecut, ce ai făcut, ce ai învățat, ce ai deprins de la părinți, de la bunei și așa mai departe. Și chiar și acum, părinții, mai este în viață mama, tata decedat, când plecăm acasă, tot timpul în satul Izvoară, pentru noi, cum intrăm în sat, prima și ce-ți face o impresie plăcută este școala, care a fost școala de medii din satul Izvoară, care este în marginea satului, care atunci ne părea că este o clădire enormă, 3 etaje, mare, bătea vântul pe acolo. Credeam că mai mari clădiri nu există în lume ca școala noastră medie. Noi am fost prima promoție care a învățat în școala nouă. Și acolo, fiind în școala nouă, de acum noi am înțeles că intrăm în altă lume, altă viață, alte cerințe și așa s-a început. Când s-a început această școală, tot timpul mi-aduc aminte de acei pedagogi care au venit la 1 septembrie, că deoarece s-a deschis școala, s-au deschis 2 clase de a 10-a, erau mai mulți elevi, erau 3 clase, pare mi se, de a 1-a și tot așa, și au venit o pleadă întreagă de învățători tineri, care nici astăzi nu-i pot uita. Și chiar astăzi, ocupându-mă cu nepoții mei, că ei tot învață deja la școală, eu tot timpul mi-aduc aminte cum s-a comportat cu mine acel pedagog de fizică, de matematică, de chimie și așa mai departe și niciodată nu mi-a ieșit din cap. Eu zic, acum că zic, erau probleme care și astăzi le țin minte în tocmai, care era rezultatul la final și că de ce câteodată nu o primeam și cum cu pedagogii discutam această situație. Nu, în principiu satul este ca un sat ca oricare. De timpul mi s-a părut că atunci satul era mai frumos, poate că noi mai puțin văzusem, era un sat frumos și când veneam acasă, mă trăgeam acasă și când am terminat chiar Institutul de Medicină, vroiam, mă rupeam că să mă duc în raion la mine, să lucrez în sat la mine, dar s-a primit cu totul altceva. Când înțelegeți de fapt că sunteți făcut pentru medicină și că vreți să urmați acest drum? Când am început să învăț matematica, mi s-a părut că matematica este cel mai complicat obiect din școala medie. Și cu toate că eu am acum o frază a lui Pitagora, care a fost un matematician, eu știu, de mult, și el spune că dacă sunteți întrebat pentru care din specialități trebuiește mai mult înțelepciune, să răspundeți pentru medicină. Dar eu atunci aveam impresia că pentru matematică. Dacă matematica o știi, înseamnă că tu ești foarte înțelept și deștept. Și aveam o frică de matematică. Și m-am programat chiar începând cu, așa era în școala medie, drujina sanitară, echipa sanitară, care era, sau era apărarea civilă, cum era numită atunci. Și începând atunci a face diferite jocuri de medicină, mi-am pus ca scop să devin medic. Toate că părinții tot timpul credeau că eu voi fi inginer, că îmi plăcea foarte mult tehnica, acasă eu tot desfăceam și mașina de spălat, și radioul desfăcut, și televizorul, toate le strângeam înapoi la loc, dar ei credeau că eu o să fiu la Politehnic, dar frica de matematică m-a condus mai mult spre medicină. Și totuși, cum un simplu tânăr dintr-o localitate la 140 de km de Chișinău, dacă nu greșesc eu, poate ajunge peste ani unul din cei mai buni și cei mai căutați specialiști obstetricieni din Moldova și nu numai din Moldova. Eu astăzi, educând tinera, generația tânără, tot timpul le spun că în medicină nu poți să nu muncești. Medicina cere muncă zi de zi. În fiecare zi sunt noi descoperiri, în fiecare zi sunt noi medicamente, în fiecare zi sunt noi tehnici operatori, tehnici de tratament și așa mai departe. Și chiar uneori, ajungând cine sunt astăzi, le spun colegilor, dragi colegi, astăzi și pacientul s-a schimbat. Astăzi și pacientul este altul. Pacienții astăzi știu mai mult uneori decât știu unii medici. Citesc foarte mult.
rețelele de informatizare, internetul, eu știu, toate problemele astea care au apărut noi, au dezvoltat nu numai medicina, dar și pe pacienți. Și eu știu, poate că într-o oricare măsură aș spune că trebuie să ai și darul de la Dumnezeu, să iubești medicina, să ai niște mâini crescute de la locul lor și atunci devii ceea ce îți pui ca scop. Ca scop mi-am pus chiar după finisarea Institutului de Medicină, am spus că primul lucru ce trebuie să-l fac, fiindcă când făceam studiile Institutului de Medicină, tata era bolnav și stătea în spital, a stat foarte mult în spital și mă gândeam, el era foarte amuzat de cei profesori care mă învățau pe mine și când veneau la vizita generală, el spunea, zici că dacă a fost profesorul țăbârnă, a fost profesorul cu tare și tare aș vrea, dragul tati, să te văd măcar candidat în știință. Măcar candidat în știință, așa spunea el. Dar cu regret n-a dovedit să mă vadă nici candidat în știință, că a decedat. Și atunci eu mi-am pus ca scop că asta o fac numai decât. După susținerea tezei peste hotare am fost, eram repartizat că să lucrez peste hotare în Africa, în țările slab dezvoltate, dar nu știu de ce, am rămas pe loc și am zis că merg mai departe, fac și teza de doctor habilitat și este chip de crescut și de adus folos și în țara noastră. Chiar a apărut o idee care parcă și astăzi uneori așa sugerează prin cap când s-a deschis hotarele cu România în anii 90, ne gândeam să plecăm cu toată familia în România, dar iarăși am zis că aici tot se poate de făcut știință și carte și muncă și tot ce doriți. Și totuși a fi doctor este o vocație sau este muncă asiduă zi de zi? Este o combinație de muncă zi de zi și dragoste față de pacient. Dacă nu există dragoste față de pacient, nu poți deveni doctor. Poți fi un savant, poți deveni într-un laborator, poți face cercetări științifice, dar dacă nu iubești pacientul care vine la tine și noi suntem cei care primii auzim povara lui și n-ai dragoste față de el, stimă și să-i ajuți să-i ameliorezi povara, atunci nu poți deveni specialist mare, copil. Ce regrete are Valentin Fricu? Ce nu reușește să facă? Anul 2018 este anul când eu, ca președintele Societății de Obstetrică și Ginecologie din Republica Moldova, sunt obligat să petrec Congresul Național pe țară cu participare internațională. Acest congres vor participa peste 50 de specialiști din alte țări și de fiecare dată primim, în fiecare zi primim răspunsuri pozitive că vor să viziteze Moldova și când ne-am pomenit și la congresul precedent, există o singură sală, mai mult sau mai puțin, acceptabilă pentru a petrece așa o manifestare. Și anul acesta, când ne-am întâlnit toți iar comitetul organizator, zic, ce facem cu congresul? Unde îl facem? Și eu mi-am exprimat așa o expresie, că zic, mai am o singură dorință în țara asta să o fac. Poate, într-o oricare măsură, să pun începutul construcției unui centru de congrese și conferințe, care să fie multifuncțional, care dacă vrei să faci o sală mare, să o faci o sală mare, vrei să lucrezi pe secții, să-l poți împărți ușor, repede și zic, dacă Dumnezeu mi-a ajutat în viitor, am scopul ăsta, zic, să mai încep o sală de congrese.